Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uite, dacă tot se apropie culinaria, am dat seama că din acest punct de vedere noi am avut niște surprize în ultima perioadă. Adică am aflat de diverse combinațiuni în cursul interacțiunilor cu voi, ascultătorii noștri, pască cu leuștean. Nu m-aș fi gândit niciodată pască cu leuștean. Și cu măslină. Nu, aia a fost alta pască cu măslină. Pască, așa. Rețete separate. Da, da, da. Rețete separate. Pască dulce cu măsline sărate. Nu știu dacă a încercat pască cu măsline de alea umplute cu anșoa. Mamă, cred că a fost bombă. Bombă, bombă. Da, oamenii au diverse combinații. Ieri am vorbit despre un chardonnay după ciorba de miel. Da, nu? Eu l-am propus. Merge. O combinație despre asta, acum am descoperit că cineva pune cacao în cafea. Ha? Deci cacao în cafea ca să slăbească. Este moment idee... aici e interesant. Da. Dezvoltă. E o idee lansată de un nutriționist. Ideile la nutriționiști vin. Bă, nu vreți, mă, să lansăm și noi o idee? Da, putem să scriem și o carte. Chiar suntem proști, făcuți grămadă. Hai să facem și noi o idee. Noi lansăm idei în fiecare zi. Nu, o idee de slăbit. Că noi avem și credibilitate, că suntem grași. Și să vedem ce idee. Dom'le, hai să punem fasole în orez. Începem. Să punem ce fasole în orez? Fasole în orez, da. Când mănânci orez, să razi și două linguri de fasole. Să știi că există bătută. Fasole cu paste. Nu, măi. Paste scurte. Orez. Simplu, da? Și două linguri de fasole bătută în el. Fasole și, bătută? Da, efectele sunt miraculoase. N-ai practic nici cum să-ți dai seama. Risotto cu... Îți dai seama, dar și efectele sunt contradictorii, adică orezul de obicei blochează. Fasolea pe asta zic. Fasolea umflă. Și atunci organismul dă eroare și slăbești. Da, slăbești de până mori. Deci cum facem noi? Practic blocăm și ne umflăm în același timp. Eu nu mai știu ce să fac. Da, pudra de cacao în cafea este folosită de acest nutriționist pentru a intensifica metabolismul. Spune că în cafeaua de dimineață, cum faci? Pui mai întâi cacao în cânuță și după aia pui cafea câte un pic. Deci cum se freca nesul pe vremuri. Da, mă, da, păi, da, și cacao cu lapte, așa o frecam. Acum nu pui lapte, nu mai pui nimic, pui cafea pur și simplu. Se face o pastă și după aceea pui cafeaua și asta accelerează metabolismul. Și că s-au făcut experimente pe șoareci săraci de ei. Bă, cum îi conving să mănânce chestiile astea, deci? Făceau cu 30 de kilometri la oră. Și eu cred că așa slăbesc. Păi, cred că da. Și de la înfometare. Da. Îmi zice cineva. Ștevie cu mălai. Nu, stai, este stevia de aia dulce, nu știu ce, sau ștevie, ștevie cu mălai? Cum ștevie cu mălai? Ia dați-ne, haideți că avem câteva minute. Sunați-ne la 0372069599 sau dați-ne mesajul pe WhatsApp 0728312132. Ce combinații neobișnuite mai știți? Și ies bine, mi se precizează, ștevie, ștevie cu mălai. Adică ștevie cu mămăligă, nu cu mălai, cum cu mălai. Că doar nu îl tragi ștevia în tigaie cum faci cu hamsiile date prin mălai. Păi da, dai ștevia cu niște ouă, dai prin mălai și ai făcut niște șnițele de ștevie, ceva, ceva ca lumea. Combinații neobișnuite de mâncare, de ingrediente, ceva ce vă place și nu mănâncă prea multă lume. Hai să facem un schimb de experiență. Eu v-am mai zis, da, de pepene cu brânzetele mele, asta nici nu cred că foarte, mai e clasică, e foarte bună, dar e clasică. Dar pepene cu ardei iute? Asta nu. Zi, Luca, un mesaj. Zice, cacao în cafea ajută inima, circulația sângelui, zice, o beau de 10 ani. 0372069599, mesaje cu combinații interesante. La combinații neobișnuite de ingrediente, ne-am lămurit cum este cu ștevia cu mălai. De ștevia se face o mâncare de ștevie, cum se face mâncare de spanac sau mâncare de urzici, piureu de spanac, piureu de urzici, ce se mai face, știi? Așa, și se aruncă mălai. Da, se pune și mălai înăuntru. Deci e cum ar veni un soi de, cred, mămăligă subțire cu sos de ștevie sau ceva. Mama a încercat săptămâna trecută să facă sarmale cu ștevie, nu știu de ce, a vrut ea pur și simplu să încerce și nu mi-a spus nici acum cum au ieșit. Mai avem și următoarea, ciorbă de ștevie cu lapte bătut. Practic e ca și cum ai pune smântână și borș în același timp, că laptele bătut e acrișor. Nu? Fii atent aici. Da. Nu că am rămas, da, am rămas surd. Deblochează-te. Mesaje și își notează pe un carnețel. Da. Să ia acasă. Zice 100 de mililitri de cafea tare plus 20 de mililitri de miere de albine când e fierbinte cafeaua, deci eu știam că e contraindicat să pui mierea în apă fiartă. Se răcește cu 500 de mililitri de țuică din Arad. Cu câți mililitri? 500 de mililitri. Deci 100 de mililitri de cafea, 20 de mililitri de miere și răcești cu 500 de mililitri de țuică din Arad.
Nu dă oriunde, da? Și este lichior de cafea bio. Okay. Da? Dar să bezi responsabil, nu mai mult de 100 ml, că e bai. Da. Că e bai, mă, înțelegi? Este lichior de cafea bio și dureri de cafea, dureri de cap naturale. Da, lichior de cafea cu miere și cu țuică, ceva senzațional. Da. Cătălin din Galați spune că soția lui mănâncă unt cu gem pe o felie de pâine, la care aplică și două felii subțiri de salam. Și vreau să spun, Cătălin, că așa procedam și eu, și acum că mi-a adus aminte, mă duc acasă țeavă și mănânc asta. Dar stai, mă, ce fel de salam? Că de care te... găsești? Nu cred. Merge cu salam de Sibiu, nu merge. Cu salam de vară. Sibiu, eu am merge. Început să lucrez cu salam de vară pe vremea Victorian deodată. Un parizer aș băga cu asta. Nu. Ba, cu da. Salam de vară lucram. Pe urmă, salam de vară, da. Când s-a dat drumul la Sibiu, de Sibiu a căpătat exclusivitate salam. Ala merge cel mai bine, într-adevăr. Serios? Și cea mai bună combinație este gem de prune. Aha. Gemul de prune merge cel mai bine combinat. Deci pâine cu unt și cu gem de prune și cu salam de Sibiu. Muri. Mamaia făcea gem de prune și îl dădea prin mașină și era fără pielițele alea. Gem fără... sau magiun? Gem. Aha. Gem de prune date prin mașină. Puteți să lămurim o dată pentru totdeauna pieliț. Diferența între dulceață, gem și magiun? Nu cred că e momentul acum. Te rog. Bravo. E chestie de dex, de, da. Socrul lui Radu din Stuttgart da. Bea cafea cu lămâie. Să fie sănătos. Ce își face una acasă? Ce masochism are, niște feluri de manifestare da. Ciudate. Un anonim ne spune că servește înghețată de vanilie cu oțet balsamic. Doamne ajută! Iată o combinație. Da, da, poate fi interesant. Bine, atitudor se strică de râs. Ai văzut că e o revoluție, practic, în gelaterii, că nu mai știu ce să inventeze și au devenit foarte populare și acum se fac fel de fel de combinații. Fii atent, se găsește și în România. Este o casă de-asta care face înghețate cu niște combinații senzaționale, gen înghețată cu busuioc și ghimbir. Da, sau genul ăsta. Foarte interesante. Sunt multe, deja au tot apărut, dar fiecare mai apare Morris, câte o inovație. Dar sunt multe. Așa. Pe Calea Victoriei acum deja sunt mai multe gelaterii decât... Mai degrabă găsești gelato decât merdenele. Ca să vezi asta în ce hala a ajuns. Asta este ăsta. Foarte trist. Da. Iaurt grecesc cu slănină. O delicatesă, ne spune Alin din Arad. Se stingă cu bere. Nu te băd aici. Sarmale... Iaurt cu bere. Iaurt cu... cu slănină. Iaurt grecesc cu slănină, da. Ai bine, cum. De ce nu? Nu e chiar așa. E supra... proteică toată afacerea, adică și cum ai mâncat grăsime cu grăsime. Așa. Sarmale cu muștar. Tatăl meu este nebunit după această combinație. Sarmale cu muștar? Da. Muștarul ăla tradițional de mici, ăla tecuci, muștar dulce, muștar iute, muștar Dijon. Aici care... de gustibus. Tecuciul nostru cel sfânt. Adevărul am că da. Pierdut la popa prostul și am avut de mâncat cornolețe cu muștar. Vai de ficatul meu. Da, dar vezi, a pierdut. Na, cineva l-a supărat. Dulce, iute, Dijon. I-a și dat niște muștar cu hrean, dacă era să fie, știi? Băieții, încercați tort cu varză acră. Este demențial și insistă. Ai gustul dulce de la tort combinat cu acru de la varză. Vă rog să încercați, ne spune Petre din Fetești. Te referi la varză murată acră sau la varză proaspătă acrită cu oțet și nu știu ce? Varză murată. Tort cu varză murată, deci. Da. Bună ziua, sunt Alexandru din București. O combinație la prima aparență proastă, dar bună, pe care am mâncat-o este biscuiți populari cu muștar. Vezi că e Alexandra, nu Alexandra. Muștarul ăsta Alexandra, pare pardon. Să fie ceva o soluție, da, nefranțuzim cu muștar de tecuci. Punem peste tot muștar. Cum fac francezii care gătesc totul cu unt, la noi am senzația că muștarul candidează la rolul ăsta. Și iată o combinație ciudată pentru cei care nu au crescut cu ea. Este piftia ca garnitură la sarmale. Se mănâncă așa în toată Oltenia. Și iată, da, o combinație necunoscută piftie de noi aici. N-au timp, ea mănâncă totodată, să nu le ia cineva sau care-i treaba. Folosită pe scară largă. Dar e ciudat că sarmalele le mănânci teoretic calde și aia e rece. Sunt interesant, să știi că eu o să încerc chestia asta la următoarea sărbătoare. Îți urez succes, poftă bună. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.